простых людей, чтобы было все понятно. Задаем женские иногда глупые, может быть, вопросы. У нас нет официальной обстановки, мы можем посмеяться, пошутить. Toată ura care o am, să spunem, pe cineva ca orice om, cu toată supărarea care este, la mine trece în 30 de minute, cred că o oră mi-e de ajuns. Dacă mă dai, mă lași așa, nu te mai bagi în suflet, la mine trece și orice iert. Adică nu să am aici un plus și minusul ăsta, dar eu zic că e mai bine așa, pentru prieteni, pentru că ei știu că eu sunt așa, spun ce e în față, ce mă doare. Ce înseamnă corupt? Dumneavoastră când întrebați corupt fotbalul, cum poate să fie corupt? Mie, în ultimul timp, îmi pare cu mult mai bun arbitrajul nostru care este, unde ar putea fi o corupție și ea poate și există. Eu ce văd de când m-am întâlnit aici, m-am întors în antrenoriat, văd că lucrurile stau cu mult mai bine la noi în arbitraj decât în multe țări unde am activat eu până acum, unde cu un fluier decisiv, ți-o luat tot, la noi nu mai sunt lucrurile astea. Poate și sunt arbitri, poate încearcă cineva, poate sunt niște simpatii, dar eu zic că ele sunt într-o măsură normală și asta e normal. Eu, ca fotbalist, îl adoram pe francez de la 16 ani. El avea 15 jumate când era la mine la Lotul Național, la Under 7, era cel mai mic. Și m-a ajutat, dar știam minusul lui și el acum rămâne la ele. El e nos. Nu înțelegeți și frizează talentul. Poate să ajungă... Dai, eu zic că e cel mai talentat acum în Republica Moldova fotbalist, alături cu Kalinkov. Dar e o personalitate leneșă. Nu-și dă seama că el acum își arde viața lui. Acum, când el are posibilitate. Și asta, dar eu vor, dacă să vorbim de echipă, echipa vede acum. Că dacă francez până acum comanda, acum sunt cu ordine, el e aici, fuge atât cât fugim noi, poate fuge mai mult, poate se cere mai mult de la el. Atunci... Ai citit Limpa Ultra în gazetă? Nu e gazetă, nici eu taie. Я часто захожу в интернет, и там просто еще как бы пользуюсь больше интернетом. Вот я читаю газеты только вот в самолетах, в аэропортах, так, где ну, просто как бы. Хотя можно и там пользоваться интернетом, но пока ты включишь, пока найдешь сеть, пока получается, что ты уже легче газеты. Если бы машина, то какая? Ну, у меня сейчас BMW. Да, если бы машина. Если я машина? Да. Слушай. Știți, eu nu mai vreau să vorbesc despre tema lui Pavel Ciobanu. Eu atunci am vorbit când erau alegerile. Eu am făcut lucrul ăsta conștient, știam ce vreau. Poate am făcut într-o manieră puțin excitant, arogant și prea încrezută. Poate am făcut-o nu chiar într-un fel... se putea mai civilizat, adică ceva mai ok. Asta e iarăși campania de alegeri care a avut loc, mi-a dat și mie o senzație așa, cum să spun, după alegerile alea, două săptămâni, cred că eram într-o depresie totală. Nu de aceea că am pierdut, pentru că eu nu mă vedeam președinte neapărat. Eu vroiam ceva să schimb și vroiam să văd cum judecă oamenii. Pentru că la o vârstă de, eu aveam 44 atunci, ori câți ani, 43, eu zic că puteam ceva, dacă chiar și apăream, să schimb ceva. Eu mă uit cum unii la calculator, adică eu mai încet, și mă e rușine când umblu eu la claviaturi. Mai zic, stai că asta nu, eu am a mea, eu nu sunt, da, nu-i corect. Trebuie să cunoști tot asta, trebuie să zic, da, asta e. Și când ăsta mie, că un fotbalist vede că tu pricepi, nu știi ce zici, mă, stai că asta nu mă răcnești, da? Eu mai are timp și pentru să, numai să bea bere în bar, nopțile întregi. Петр, мы с вами сейчас пройдем тест под названием «Как хорошо вы разбираетесь в футболе?» И вот все узнаем. Значит, первый вопрос. Как называется этот стадион? Я думаю, что это Альянс Арена, нет? Сейчас
Сейчас проверим. Сначала мы ответим на все вопросы. Перед вами одна из самых известных фотографий последнего времени. На каком матче она сделана и кто изображен на этой фотографии? Честно говоря, не могу сказать. Продолжите. Ладно, ты Барселону заканчивайте. Задавай такие вопросы. Перед вами один кадр известного футбольного матча. Один из самых известных промахов. Кто главные фигуры на этом кадре и что это за матч? Мне кажется, что это Баджо, чемпионат мира 94 года. По-моему, Баджо не забил туда. Ну, это Баджо, 100%. К примеру, да, вот я на этом блокноте, ну, просто когда я взял, думал, что вы там где-то позже опоздаете. И ну, вот я себе как бы сидя, готовлю, что мне надо, какие-то схемки игровые, что-то вот каждый день расчертил, что ты хочешь сегодня дать, расположение на поле. И вот так каждый день, потому что тренерская работа, вот я сейчас сегодня сижу и думаю, не столько футболистов на этой позиции, сейчас много, у нас действительно сейчас мы усилились, у нас и как можно использовать именно, если у меня 4 или 5 нападающих, как их использовать, они хорошие, но его не ставить, если играть 3-2.